Vă spun pacea Domnului și mă bucur să fim împreună în casa Domnului. Mă bucur foarte mult că avem ocazia ca și tineri să prezentăm un program frumos înaintea dumneavoastră și am vrea ca acest program să fie dedicat în special lui Dumnezeu și pentru slava și onoarea numelui Lui. Aș vrea să încep acest program cu o făgăduință din partea lui Dumnezeu, găsită în Isaia 43, începând de la versetul 2 în continuare. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor râneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus. Ne propunem ca în această după-amiază să fim o continuare a subiectului familiei din săptămâna care s-a scurs și ar vrea să discutăm foarte mult despre dragostea de tată a lui Dumnezeu pe care o are față de fiecare dintre noi. Și lăudat să-i fie numele. Amin. Una din cele mai minunate revelații ale Bibliei este aceea că Dumnezeu este Tatăl nostru. Dar ce-ți spune ție cuvântul Tată? Te gândești imediat la protecție, la belșug, la căldură, la tandrețe? Sau pentru tine acest cuvânt are alte semnificații? Dumnezeu se descoperă în Scriptură ca un tată blând și iertător, dorind să se implice îndeaproape în fiecare detaliu al vieților noastre. Acesta este nu doar un tablou frumos, ci și adevărat. În orice caz, fiecare om pare să aibă o idee diferită despre cum este Dumnezeu, fiindcă, fără să-și dea seama, tinde să-i atribuie sentimente sau impresii pe care le are față de propriul tată pământesc sau față de alte figuri autoritare cu care a avut de-a face în momentele copilăriei. Experiențele bune ne apropie de o adevărată înțelegere a lui Dumnezeu, dar experiențele rele creează imagini distorsionate, greșite, despre dragostea Tatălui Ceresc pentru noi. V-ați întrebat vreodată de ce venim pe lume neajutorați, neadaptați și apoi creștem încet, din punct de vedere fizic, mental și emoțional, până ce devenim adulți care se descurcă singuri? V-ați întrebat de ce Dumnezeu n-a conceput un sistem de reproducere care să creeze persoane mature de la început, așa cum au fost creați Adam și Eva. Dumnezeu a vrut să intrăm în lume ca niște nou-născuți, total dependenți și neajutorați, fiindcă El a intenționat ca familia să fie locul unde dragostea Lui să fie trăită, astfel încât copiii să crească, simțindu-se înțeleși, iubiți și apreciați. Datorită acestui mediu plin de dragoste și dătător de siguranță, copiii se vor simți încrezători în ei înșiși și se vor privi așa cum îi privește Dumnezeu, drept cineva care este dorit, important, valoros și bun. Dar dacă idealul nu se întâmplă, ce e de făcut dacă ai fost părăsit de părinții tăi? Mulți copii au fost agresați sau respinși și alungați de familiile lor, încât este greu pentru ei să-L vadă pe Dumnezeu așa cum este El. Totuși, înțelegerea caracterului lui Dumnezeu este esențială dacă vrem să primim mântuirea. Ne propunem în această ocazie să privim la 7 domenii importante în care ne putem forma o imagine greșită despre Dumnezeu și dragostea Lui pentru noi. Toate aceste 7 domenii se referă la inima de tată a lui Dumnezeu. În timp ce asculți aceste lucruri, privește la propriul tău trecut și încearcă să observi dacă relația ta cu Dumnezeu n-a fost împiedicată în vreun fel de un anumit eșec sau datorită absenței dragostei protectoare a unei din părinți sau chiar a ambilor.
Căci mireasme sfinte armonii, cu noi e Tatăl Sfânt. Veniți cu toți, veniți cu toți, veniți să laudați pe Cel preasfânt și minunat, pe Domnul domnilor. Luați mireasma florii, dragostea și autoritatea părintească a lui Dumnezeu. Vi s-a întâmplat vreodată să aveți de-a face cu un câine? Ați observat că unii se îndepărtează tremurând de spaimă, alții sar pe tine cu o nedorită demonstrație de afecțiune exprimată cu limba, cu coada și lăbuțele murdare. Cățelușul care nu poate fi convins să aibă încredere în tine provine dintr-o familie în care a fost maltratat. Celălalt vine dintr-o familie iubitoare. Tot așa este și felul în care omul îl abordează pe Dumnezeu. Experiențele noastre din trecut ne influențează atitudinea cum Dumnezeu vrea să se apropie de noi. Imaginați-vă ușa unui dormitor deschizându-se brusc. Un băiețel firav este trezit brutal de un bărbat beat și nervos în miez de noapte. Copilul speriat este bătut fără milă de un bărbat pe care îl numește tată. Și acest lucru se repetă an și an de-a rândul. Ce simte el când aude cuvântul tată mai târziu la maturitate? Ce simte o tânără în dreptul cuvântului tată când acesta a molestat-o în copilărie? O generație rănită se poticnește în propria tinerețe numai ca să provoace aceleași răni la noua generație. Și totul continuă de la generație la generație. Cum se va întrerupe această reacție în lanț? Cine le va fi tatăl copiilor oamenilor? Ale cui brațe pot cuprinde pe toți copiii părăsiți ai lumii? Cine va plânge durerile? Cine ne va consola în singurătatea noastră? Numai un tată care este respins de copiii lui pe care dorește să-i vindece. Problema este că noi, ca și cățelușul plouat, fugim dinaintea aceluia despre care credem că este întocmai ca și celelalte autorități care ne-au tratat fără dragoste. Dar Dumnezeu nu este așa. El este dragostea perfectă. Imaginile pe care le avem în subconștient, sentimentele negative pe care le avem fără să ne dăm seama despre Dumnezeu, născute în noi datorită unor experiențe negative din trecut, trebuie să fie conștientizate și eliminate din suflet. Dumnezeu te iubește. El este Tatăl tău iubitor. El este infinit mai presus de tot ce știi și gândești, chiar dacă cei mai buni părinți pe care îi poți avea. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Isaia 55 cu versetul 8 și 9. Amin. Iubire este al nostru Dumnezeu, un sfânt izvor de har îmbelșugat, o poate ști chiar și un dușman al său, cu atât mai mult un suflet însetat. Porunca astăzi am primit, e moștenire sfântă de la El, că tot așa cum Domnul ne-a iubit, mereu și noi să ne iubim la fel. Fă să ne fie, Doamne, dragostea ca un siligiu veșnic și viu și sfânt, căci pe pământ, mai tare decât ea, nu poate fi nici moarte, nici mormânt. Aprinde în noi, cât timp mai este har, focul divin al tainicei iubiri. Să ne rămână în suflet pe altar, în încercări și în grele prigoniri. Ne bucurăm că încă ne iubești, că tot ce-i bun
din mâna ta primim. Dă-ne mai grabnic harpe îngerești, pentru iubirea ta să-ți mulțumim. Suflete, stai liniștit înaintea celui sfânt. Te încrede în el omilit, ascult al său cuvânt. E așa de bun și drept, toate înțelept, predă-te cu sufletul zdrobit înaintea celui sfânt. Suflete, stai liniștit, căci El te-a scos din foc. Cu dragostea Lui te-a umbrit să-ți facă în ceruri loc. Aceasta-i slava Lui, fața Lui smerit, căci El te-a scos din foc. O suflete, stai liniștit înaintea feței Lui. El știe de ce ai venit tot ce ai să-i spui. La El nimic nu-i greu, îți dă tot harul său. Te pleacă în credință umilit înaintea feței Lui. La El nimic nu-i greu, îți dă tot harul său. Te pleacă în credință umilit înaintea feței Dragostea și credincioșia părintească a lui Dumnezeu. Ești copilul lui Dumnezeu, dar poate în adâncul inimii tale te îndoiești de credincioșia Lui. Probabil că ai experimentat absența totală a unui tată datorită morții sau a divorțului. Poate ai rămas orfan datorită obligațiilor de serviciu ale părinților tăi. Poate au fost promisiuni neîmplinite sau neglijența părinților este cea care te obsedează. Nu cumva, când erai copilaș, plângeai ore întregi și nimeni nu-ți venea să-ți aline foamea și dorul? Tot așa, poate nu ești în stare să simți prezența lui Dumnezeu prin preajmă? Inima ta este împrietită de cinism și neîncredere sau este deschisă față de Dumnezeu?
Poate spui, dacă Dumnezeu mă iubește și m-a iubit, de ce nu l-am simțit și de ce nu l-am văzut? Dar să știi că nu Dumnezeu este cel care te-a neglijat, ci oamenii din jur. De prea multe ori, oamenii nu reușesc să fie prelungirea mâinilor și a vocii sale pentru cei care au nevoie de dragostea lui. Mult prea puțin se lasă călăuziți de inima zdrobită a lui Iisus către cei care au nevoie să vadă dragostea lui dovedită prin alții. Iisus este atras de oameni suferinți. El ne urmărește cu dragostea lui de la prima noastră răsuflare până când ne stingem din viață. Tatăl tău ceresc era prezent când făceai primii pași de copil. Era acolo la dureri și la dezamăgiri. Ai fost dat în grijă părinților pământești pentru puțină vreme, câțiva ani doar, iar ei trebuia să te înconjoare cu o dragoste asemănătoare cu a lui Dumnezeu. Dacă ei nu ne-au iubit, trebuie să recunoaștem acest lucru, să acceptăm și apoi să iertăm, să ne deschidem inimile în fața dragostei lui Dumnezeu. Dincolo de toate experiențele noastre negative, să vedem pe Dumnezeul dragostei care încă ne așteaptă cu brațele deschise spunând: te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez toată bunătatea mea. Ieremia 31:3. Imaginați-vă un sat de băstinași din Pacificul de Sud. Copiii nu au prea multe jucării și nu au nici obiecte de valoare de care se atingă în joaca lor. Eu aud foarte rar cuvintele: nu atinge, nu pune mâna, fii atent. Casele lor sunt foarte simple, cu podele de pământ, acoperișuri de sindrilă sau rogojină care se derulează pe lateral pentru a servi de pereți noaptea. În contrast cu ele, casele moderne sunt tixite de lucruri fragile și scumpe, mobile și obiecte decorative ce reprezintă o reală sursă de respingere și mustrare pentru micuștii prea curioși. Câte mame nu și-au descărcat nervii pe un copil care a stricat un obiect scump sau de valoare sentimentală? Copiilor li se amintesc mereu de importanța lucrurilor și, în schimb, rare ori aud cuvintele "te iubesc", care ar face ca ei să-și dea seama de importanța lor. Mesajul este: lucrurile sunt mai importante ca mine. Imaginea noastră despre Dumnezeu probabil că a fost chilodită de experiențele copilăriei noastre și avem nevoie să ne schimbăm radical imaginea. Dumnezeu este în mod natural generos. Natura din jur ne oferă imaginea corectă despre generozitatea lui Dumnezeu.
Florile ne arată o risipă de culoare, parfum și formă. O floare albă și gingașă, strălucind undeva în lumina soarelui, departe, prin munți, nu are nicio valoare economică, dar a fost creată de Dumnezeu în speranța că într-o zi, un fiu al lui Adam sau vreo fiică a Evei s-ar putea să o privească și să primească cuvinte de apreciere pentru frumusețea ei. Priviți cât de atent este Dumnezeu la detaliile cele mai mărunte. El dorește să ne facă surprize cu acele mici lucruri de care nu avem neapărat nevoie, acele mici bucurii și comori, pe care numai inima unui tată iubitor ar ști că ni le dorim. Dumnezeu nu este aspru, posesiv sau materialist. Noi folosim, din păcate, oamenii ca pe niște obiecte, dar El folosește obiectele pentru a binecuvânta oamenii. Însă El își arată generozitatea oferindu-ne lucruri de o valoare cu mult mai mare, iertare, milă și dragoste. Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșuv ca să ne bucurăm de ele. Amin. Și parcă nu-i nimic la locul lui. Familia e o joacă de copii. Copiii, niște simple jucării. Cei buni rar și răul tot mai des. Iar dragostea miroase interes. Ca o furtună biciu e năpasta și nu-i nimic stabil în lumea asta. O rază dar va lumina mereu. Și aceasta e dragostea lui Dumnezeu. El ne încălzește sufletul stingher. Ne îmbogățește traiul efemer. El este pâine pentru cei sărmani și bunul tată pentru mulți orfani. Și dacă n-are mama câte un pui, găsește-i, Doamne, mamă fără pui și adună-i Tu într-un cămin frumos, plin de iubirea Domnului Hristos. Să nu răsară soarele altfel, să nu mai fie singur el. Culorile să prindă un pic de viață și roua să zâmbească din verdeață. Să nu mai fie beznă, ci lumină, să fie așteptarea mai senină și în ochi să nu mai fie jale grea. Să vină, Doamne, împărăția Ta. Amin. Amin.
din cele mai mari piedici în calea dragostei lui Dumnezeu este că ni se pare că lui nu-i place natura noastră omenească. Dar trebuie să ajungem să vedem cât de mult ne iubește Dumnezeu așa cum suntem. Când copilul tău este plin de noroi, după ce s-a jucat în grădina din spate, îl ridici și îl cureți și îl speli. Ai aversiune față de noroi, nu față de copil. Da, ai păcătuit, ai sfâșiat prin aceasta inima lui Dumnezeu, dar ești în continuare în centrul afecțiunii lui, ești ca lumina ochilor lui. Noi spunem că l-am găsit pe Dumnezeu, dar adevărul este că El ne-a căutat pe noi foarte multă vreme. Mulți copii, mai ales băieți, nu au avut parte de manifestările fizice ale afecțiunii taților lor. Lor li s-a spus adesea, nu plânge, băieții nu plâng. Iisus nu procedează așa. El simte durerile noastre interioare mai profund decât noi, iar compasiunea și înțelegerea lui este fără limite. Pe când tu ai uitat deja multe din suferințele tale, Dumnezeu își amintește perfect fiecare moment al vieții tale. Lacrimile tale sunt amestecate cu ale lui, chiar în acest moment. Poate că părinții tăi au afișat cu mândrie pozele tale într-un album, dar câtă diferență este între acest fapt și capacitatea infinită a lui Dumnezeu de a fi încântat de fiecare succes al tău. Orele petrecute singur, explorând noi obiecte, primul gângurit, primul pas, constituie comorile cele mai de preț pentru inima lui de tată. N-a fost niciodată vreun copil ca tine și nici de acum încolo nu va fi. Ne dăm seama cât de plin de afecțiune este Dumnezeu din cuvintele lui Moise atunci când a invocat binecuvântarea pentru Beniamin. Beniamin este prea iubitul Domnului. El va locui la adăpost lângă Domnul. Domnul îl va ocroti totdeauna și el se va odihni între umerii lui. Deuteronomul 33:12. Ce minunat! Tot acolo te odihnești și tu. Orice ai fi în ochii oamenilor, nu vei înceta să fii un copil în brațele lui Dumnezeu. Amin. Există un atribut al lui Dumnezeu pe care nici cel mai bun dintre părinții pământești nu poate spera să-l imite. Capacitatea lui Dumnezeu de a fi cu tine tot timpul. Ca părinți nu putem acorda atenție copiilor noștri 24 de ore din 24. Dar Dumnezeu este altfel. Nu numai că este cu tine tot timpul, dar îți acordă și toată atenția. Cum poate face El asta, nu știm, dar știm că nu este nicio problemă pentru El, Creatorul Lumii. Nu te preocupa să explici lucrul acesta, ci doar bucură-te de El. Părinții tăi au fost ocupați de problemele lor și uneori nu au arătat tot interesul pentru problemele tale. Dar Dumnezeu nu face așa. De ce spune Biblia că până și perii capului ne sunt numărați? Nu pentru că Dumnezeu este interesat de matematică. El nu este un calculator care caută informații exacte. Această imagine încearcă să ne spună că de atent se îngrijește Dumnezeu de orice detaliu al vieții noastre. Imaginați-vă un băiețel care a muncit toată după amiaza, bătând cuie în bucățile de lemn. În final pornește din garaj și arată mamei o navă de război cu 3 nivele. La ora 6, un bărbat obosit sosește acasă în sfârșit. O cină rece îl așteaptă și mai sunt și multe reparații de făcut în casă. Băiatul emoționat îi arată lucrarea, iar tata abia dacă își ridică ochii de pe calculele notelor de plată. Tata nu are timp, dar Dumnezeu are. Dumnezeu s-a arătat întotdeauna încântat de lucrările mâinilor tale. El este un adevărat tată și așa va fi mereu. Niciodată să nu ai resentimente față de eșecurile părinților tăi pământești. Ei sunt doar copii care au crescut mari și au la rândul lor copii. Și tu vei crește mare și poate vei păși pe aceleași căi. Sau pe alte căi, mai mult sau mai puțin. Încearcă să accepți, să înțelegi și să te bucuri de minunata dragoste a Tatălui din cer, despre care Apostolul Petru spune: aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Amin.
păstor, aleg pe Domnul să fie al meu păstor, aleg pe Domnul să fie al meu păstor, al meu păstor, al meu păstor. El mă iubește și eu vreau să-l iubesc. El mă iubește și eu vreau să-l iubesc. El mă iubește și eu vreau să-l iubesc. Vreau să-l iubesc, vreau să-l iubesc. El mă păzește și vreau să-i mulțumesc. El mă păzește și vreau să-i mulțumesc. El mă păzește și vreau să-i mulțumesc. Să-i mulțumesc, să-i mulțumesc. El mă ajută, de El vreau să ascult. Iisus mă ajută, de El vreau să ascult. Iisus mă ajută, de El vreau să ascult. De El să ascult, de El să ascult. Credem noi în dragostea și acceptarea părintească a lui Dumnezeu? Noi trăim într-o societate orientată către performanță. Acceptarea este totdeauna condiționată. Dacă ești bun la sport, dacă vii acasă cu note bune, dacă arăți bine, dacă ai bani, dacă învingi, atunci ești acceptat și iubit. Dar Dumnezeu este Dumnezeul dragostei necondiționate. Dragostea Lui nu se bazează pe performanțele tale. El ne iubește pentru că este dragoste. Făgăduințele Lui, da, sunt condiționate. Trebuie să Îl ascultăm pentru a avea binecuvântare, dar dragostea Lui este necondiționată. Noi nu trebuie să facem ceva care să Îl determine pe El să ne iubească. El ne iubește oricum. Nu trebuie să devenim mai întâi sfinți pentru ca apoi El să ne iubească. Vino la El așa cum ești. Fii sincer cu El și El se va bucura să te ierte. O relație de dragoste adevărată implică oferirea și primirea dragostei. Cum s-ar simți un soț dacă într-o zi, plin de romantism, ar aduce acasă un buchet de flori, spunând, te iubesc, draga mea, iar ea ar alerga și ca răspuns al dragostei lui, ar dori să-i plătească. Soțul nu dorește acest lucru. Tot ce vrea este un răspuns al dragostei ei la sentimentele lui. Vrea să simtă dragostea. Așa vrea și Dumnezeu. Ești în stare să primești și să răspunzi la dragostea și acceptarea lui Dumnezeu? Dumnezeu ne iubește. Toată viața poate a trebuit să acționezi și să te iei la întrecere cu frații tăi sau poate cu colegii tăi. Oamenii spuneau că ești ori prea slab, ori prea gras sau semănai cu nu știu cine la nas sau la picioare. Dar Dumnezeu te-a iubit pentru că ești unic în univers și te acceptă așa cum ești. Da, poate mai sunt multe lucruri de făcut în viața ta. Vor fi zile când vei privi la El și vei înțelege că ești păcătos și egoist, dar El te poate schimba. Dumnezeu nu pretinde întotdeauna schimbări. El ne cunoaște limitele și ne dă har și putere să facem ceea ce ne cere. El este tandru și plin de compasiune. Chiar când nu este mulțumit de ceea ce am făcut, El tot ne iubește.
Inima lui zdrobită este... Inima lui este zdrobită atunci când noi facem ceva rău, dar asta nu înseamnă că nu ne mai iubește. Noi trebuie să ajungem să nu mai facem niciun lucru care să-l întristeze, dar totdeauna să avem o încredere deplină în dragostea lui. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fărădăregile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Psalmi 103:8-11. O, câți părinți privesc spre țărm și câți copii în valuri pierd. Trimite, Doamne, un profet să-i strângă iarăși lângă piept. Pe aripa timpului, departe, vibrând în clopotele sparte, ecoul pașilor grăbiți răsună în cor de rugăminți. Se întorc părinții obosiți când steaua în taină li se stinge. Se întorc să lase moștenire toiagul lor de peregrini. Și vin copiii spre părinți cu brațul anilor mai tineri, să poarte candela fierbinte pe drumul vieții înainte. Se întorc cei gata de culcare, păstrând în palma lor umbrită o mângâiere ofilită și un cuvânt din vechi hrisoave. Se întorc cei tineri să le toarne paharul vieții plin de soare, până-i cuprinde dorul iar de țărmul mării din cleștar. Profetul marilor iubiri, bătătorind cărări de spini, mai strigă în slăvi de dimineață vestea întoarcerii acasă. Tatăl luminilor vă cheamă, părinți și fii, acum de-o seamă. Cel ce-a trimis spre voi solie vă așteaptă în prag de veșnicie. Amin. Tatăl meu ceresc și eu îl iubesc.
Dragostea și comunicarea părintească a lui Dumnezeu. O tânără a mărturisit că nu se poate ruga. Se părea că cerul era ca un zid de beton pentru ea. Nu și-amintea să fie auzit vreodată pe Dumnezeu vorbind inimii ei. Apoi a realizat că îl vedea pe Dumnezeu cu înfățișarea tatălui ei. Un om bun, dar foarte tăcut, aproape timid. Foarte rar vorbea cu copiii lui și nu le spunea niciodată că iubește. Când a recunoscut că tatăl ei fusese slab, chiar că a dezamăgit-o, atunci a fost în stare să-l ierte și să-l accepte așa cum era. Slăbiciunea, timiditatea și lipsa de comunicare cu copiii lui se datorau anumitor cauze legate de lumea ostilă în care suntem obligați să ducem activitatea și existența. Astfel, s-a deschis o nouă dimensiune în relației cu Dumnezeu. Credința i-a eliberat inima și a putut să se roage știind că Dumnezeu o auzea. Atunci îl auzea pe Dumnezeu vorbind inimii ei. Se poate că și tu ai dificultăți în a privi pe oameni în ochi. Poate că priveai în ochii părinților tăi atunci când țipau la tine și te criticau. Dacă observi că ai fost împiedicat în relația ta cu Dumnezeu datorită vreunei greșeli a părinților, atunci spune aceste lucruri lui Dumnezeu. Trebuie să ai iertare în inima ta față de oricine te-ar fi jignit. Dacă nu ai, amărăciunea te va măcina și nu vei găsi pacea cu Dumnezeu. Gândește-te că nu întâlnești nicăieri oameni perfecți sau un părinte care n-a făcut greșeli. Orice om a suferit în viața lui. Important este să îl cunoști pe Dumnezeu așa cum este cu adevărat și nu cum crezi că este. El este părintele perfect. Dacă te disciplinează, o face cu toată dragostea. El este credincios, generos, bun și drept. El te iubește și dorește să petreacă mult timp cu tine. El vrea ca tu să primești dragostea lui, să stai de vorbă cu el și să știi că tu ești o persoană deosebită și unică pentru el. Vrei să primești dragostea și afecțiunea lui? Vrei să te deschizi și să intri într-o relație apropiată cu tatăl tău cel adevărat? El te așteaptă cu răbdare. Despre Moise, Dumnezeu spunea: Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Amin. Câtă nevoie avem de iubire, câtă nevoie de soare pe cerul speranțelor noastre. Ar putea spune, ar putea striga inima, ar putea implora durerea adâncă. Pentru ochii și pentru seninul fețelor noastre, pentru pașii și pentru faptele noastre, câtă nevoie avem de iubire. Să crească florile, să crească copiii, să crească viața. Câtă nevoie avem de iubire și pace. Câtă nevoie de pâine, dar câtă nevoie măcar de o bucurie pe zi. Câtă nevoie de libertate, de răcoarea zorilor și mai ales de iubire. Câtă nevoie o lume își plânge, lozinci pentru pace, lozinci pentru pâine, dar câte lozinci pentru mult căutata iubire. Doamne,
Tu pentru noi ești izvor de iubire. Avem nevoie de pace și pâine și de iubire. Avem nevoie de tine. Amin. Dat fiind faptul că programul tinerilor a fost despre familie și dat fiind faptul că am o mamă cu care nu prea mai am răbdare, am găsit o poezie și vreau să o recit și vreau să ne îndreptăm gândul în această seară spre persoana cea mai importantă din familiile noastre, mama. Este târziu, dar... Deci nu am vrut să recit poezia, dar după aceea o voce mi-a zis că trebuie să o recit. 6 pui și o biată mamă. Mai de mult, o rândunică avea în cuibui 6 pui și privea la ei sărmana ca la chipul soarelui. De cu zori părea săgeată, căutând pe deal, pe văi, hrana pentru puii săi.
Și în iubirea-i nu odată s-a culcat ea nemâncată, dar destul de fericită că nu s-a întâmplat nici când dintre pui să doarmă unul ars de sete sau flămând. Nici n-a fost mai mândră mama decât ea între rândunici, când văzu într-o zi că puii se făcuseră voinici. Și n-a mai avut odihnă mama nici cât ai clipi sub soare, până când pe fiecare nu l-a învățat să zboare. Dar când toți puteau să plece, încotro voiau sub slavă, rândunica istovită a căzut în cuib bolnavă. Și cu ochii plini de lacrimi, țintă în ochii fiecui, zise celor șase pui: dragi mami, eu de-aseară simt în inimă un cui. Aripile rău mă dor și nici vorbă să mai zbor. Dumnezeu mi-a dat putere, oricât am avut nevoi, să găsesc întotdeauna hrană bună pentru voi. Astăzi, fiindcă sunt bolnavă, dragii mei, cum se cuvine, mari cum v-a făcut măicuța, să îngrijiți și voi de mine. Și ca nimeni dintre puii să nu simtă că mi-e rob, fiecare să-mi aduceți zilnic numai cât un bob. Ale voastre șase boabe milostive mă vor ține până când o să vrea cerul să mă facă iarăși bine. Ascultând cuvântul mamei, au zburat cei șase pui și au adus vreo șase zile fiecare bobul lui. Mai departe, însă puii, beți de-al slăvilor înalt, fiecare având nădejdea că i-a duce celălalt, n-a mai adus niciunul bobul. Și uitata mucenică a murit atunci de foame, cea mai bună rândunică. Și-a rămas apoi povestea tristă, nebăgată în seamă, ori și cui ai sta să o spui, că o mamă își hrănește 6, 8 sau 10 pui, însă 10 pui adesea toți nu pot hrăni o mamă. Sunteți pregătiți pentru încă o predică? N-am să țin decât câteva cuvinte scurte și aș vrea să citesc din Luca, capitolul 15, de la versetul 20. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort, a înviat, era pierdut și a fost găsit. Nu uita, dacă astăzi te afli în situația acestui fiu, este sus în cer un tată. Un tată care te privește de departe și stă cu brațele deschise și așteaptă mult să te îmbrace, să te ia și să te sărute. Acceptă invitația lui. Amin.